Am făcut azi o chestie simbolică, dar fiind azi o spun, am depus cu Monica Anisie un proiect legislativ în care, prin care 31 mai devine o zi în care conștientizăm riscurile consumului de droguri, zi națională, și ea permite autorităților locale, societății civile, mediului academic, școlilor să facă, nu știu, campanii împreună, să explice elevilor, studenților riscurile la care se expun, să interacționeze cu oameni care și-au revenit după ce au fost victime ale consumului de droguri. Genul ăsta de povești te fac până la urmă să nu fii tentat. Sau poate ești tentat, totuși spui, Doamne, nu, că nu vreau să-mi bag joc de viața și de libertatea mea. Deci o dată conștientizare, doi, sancționarea drastică a traficanților. Mă gândesc inclusiv la o intervenție legislativă pentru drogurile de mare risc, pedepse cu închisoarea sunt cam la maximum permis în momentul ăsta. Dar de multe ori în procese, ele sunt date fie cu suspendare, fie tot felul de reduceri, adică lucrul ăsta nu poate să ajute situația. Cred că poliția locală în municipiul București și la nivelul sectorului are un rol foarte important. Nu i-am văzut pe polițiști locali implicați, am văzut, de exemplu, în sectorul 1 că s-a scos paza din școli. Adică, iarăși, nu sunt măsuri care să facă lucrurile mai bune. Program de supraveghere video a zonelor cu risc, cred că vorbeam și noi, nu? Se știu, în mare măsură, se știu aceste zone cu trafic și consum de droguri. A, da.